Cea de-a 44-a ediție a Crossului Unirii a adunat la start 457 de sportivi din toată țara și de toate vârstele. Evenimentul care face parte din programul destinat Sărbătorii Naționale a Românilor a fost un moment bun de socializare și, bineînțeles, pentru a face sport. Crossul Unirii a devenit un eveniment important cuprins în calendarul activităților destinate zilei de 1 decembrie. La acest concurs nu se pune preț pe premii sau bani. Voia bună, socializarea și reîntâlnirea cu prietenii de pretutindeni sunt elementele principale care ajută ca această probă sportivă să fie un deliciu atât pentru public cât și pentru spectatori. 3. M-am apucat la 47 de ani aici, e crossul meu de suflet și nu m-am mai las până mor. Cum a fost proba? Proba foarte frumoasă, păcat că lumea puțină pe margine. Mentalitatea despre sport în România suferă. Aici e foarte frumos. Cum a fost pentru noastră proba? Destul de anevoiasă, pentru că am unele probleme de sănătate, dar sper să le rezolv anul ăsta. Dumneavoastră sunteți din? Poftiți? De unde sunteți? Din Petroșani, da. Și cum ați ales acest cross al Unirii la Alba Iulia? Cu el am început și cu el vreau să termin, dacă se poate, la 100 de ani. A fost o probă ușoară, că e scurtă, nu, eu fac maratoane, nu crossuri, și am plecat de la Buștena seară. Eu sunt în meseria de constructor și acolo ne avem acum weekendul banchetul coșalor din România. Și am plecat de acolo, am venit la cross la prima dată și plec înapoi, peste jumătatea de oră. Este primul cross al Unirii pentru noastră? Primul, da, de 5 ani mă chinui să ajung la Alba Iulia. Am niște prieteni și n-am ajuns. Și anul ăsta mi-am propus să ajung și am ajuns. Și am concurat cu numărul 14, am venit cu numărul 14 la general. Și cum vi s-a părut, cum ați fost întâmpinat de albaiuleni? Eu am mai fost în Alba Iulia, chiar un oraș foarte cald, și vreau să vin și la Unire. Cum a fost proba pentru dumneavoastră? Nici ușoară, nici grea. La vârsta mea de 75 de ani. Ce vă îndeamnă să alergați? Poftim? Ce vă îndeamnă să alergați? Sănătatea, o prima dată. Mișcarea te pune în viață să treci poate mai mult. Ce părere aveți despre acest cross al Unirii? E la prima ediție, particip, extraordinar, e plăcut, e frumos, organizat bine. Am văzut mai multe persoane de vârsta a treia cum ar veni decât tineri. Ce părere aveți despre lucrul acesta? Astăzi nu au venit mulți, că din cauza banilor. Cei de la București nu au venit numai vreo 10 inci, restul au rămas acolo. Altădată venea cu sutele, din cauza banilor. Pentru organizatori a fost mai greu să organizeze ediția de anul acesta, având în vedere că, din punct de vedere financiar, lucrurile nu stau bine nici pe această latură. Mă bucur pentru că, din nou, cu toate problemele financiare la nivel pe care le cunoaștem cu toții, numărul participanților n-a avut de suferit, deci avem peste 450 de participanți și anul acesta. Și ediția este cu numărul 44, deci ne aflăm la 44-a ediție a Crossului Unirii. Putem spune că chiar fără a face o publicitate și o promovare a acțiunii în mod special, iată, lumea cunoaște, deja s-a obișnuit că în această perioadă, cu o săptămână înainte de Ziua Națională și de sărbătorirea Marii Uniri, are loc competiția și se prezintă cu inima deschisă. Concurenții cu vârste cuprinse între 7 și 80 de ani au fost răsplătiți cu medalii, diplome și ceai cald și, bineînțeles, aplauze din partea spectatorilor.